Maiureanu a trecut și de ultimul interviu pentru a ocupa o funcție de supraveghetor la complexul energetic Oltenia. Vicepreședintele Partidului Social Democrat Gor spune că a fost întrebat din nou despre mutarea sediului CEO la București, însă a rămas consecvent și nu și-a schimbat opinia legată de acest lucru. Maiureanu este optimist că va ocupa un post în Consiliul de Supraveghere și spune că va fi anunțat în zilele următoare dacă acest lucru se va întâmpla. Andrei Maiureanu a vorbit despre ultimul interviu susținut pentru poziția din Consiliul de Supraveghere de la CEO. Din punctul meu de vedere și cred că și din punctul de vedere al Comisiei, având în vedere feedback-ul pe care l-am primit, cred că lucrurile au funcționat destul de bine. A fost un interviu care s-a derulat pe perioada 45 de minute în prezența unei comisii formată din 7 persoane angajate în Ministerul Energiei, comisie condusă de ministrul secretar de stat Cristian Bușu. Eu cred că au fost lucruri importante. Maiureanu spune că va fi anunțat în zilele următoare dacă va face parte din organismul de conducere de la CEO. M-au întrebat din ce comitet aș vrea să fac parte. Ori eu am spus că mai întâi de toate ar fi cazul să vedem dacă voi ajunge în acest Consiliu de Supraveghere și de-abia după aceea discutăm și de comitetul din care voi face parte. În mod normal, în perioada imediat următoare, ar trebui să avem noua componență a Consiliului de Supraveghere de la Complexul Energetic Oltenia. Eu cred că este o chestiune doar de câteva zile. Noul Consiliul de Supraveghere de la Complexul Energetic Oltenia va fi stabilit în zilele următoare.